Să ne ridicăm în picioare, să citim și un pasaj, câteva versete din Eclesiastul, din capitolul 7, de la versetul 1 la versetul 8. Mai mult face un nume bun decât un de lemn mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere, căci acolo îți aduce aminte de sfârșitul oricărui om și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Mai bună este întristarea decât râsul, căci prin întristarea feței, inima se face mai bună. Inima înțelepților este în casa de jale, iar inima celor fără minte este în casa petrecerii. Mai bine să asculți mustrarea înțeleptului decât să asculți la cântecul celor fără minte. Căci râsul celor fără minte este ca părâitul spinilor sub căldare și aceasta este o deșertăciune. Averea luată prin silă nebunește pe cel înțelept și mita strică inima. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Mai bine cel bun la suflet decât cel îngânfat. Amin. Se pot ocupa locurile. Mă gândeam aici, printre altele, în cartea, în Proverbe, spune Cartea Sfântă, Cuvântul lui Dumnezeu, versetul 32 din capitolul 14, a doua parte a versetului, dar cel neprienit chiar și la moarte trage nădejde. În cartea lui Iov este reluată ideea sub o altă formă și spune Iov aici, capitolul 19, chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor, ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta înăuntrul meu. Nădejdea lui Iov, chiar dacă mi se va nimici pielea și nu voi mai avea carne, îl voi vedea totuși pe Dumnezeu. Aș vrea să spun de la început, dragii mei, nu e o înfrângere pentru familia Borlovan, pentru copii, pentru nurori, pentru cei din jurul familiei polarizați, pentru noi toți. Nu e o înfrângere. O înfrângere atunci când cineva nu a fost pregătit și nu l-a slujit pe Dumnezeu. Omul este dator cu o moarte. Așa spune Biblia și toți au murit, două excepții au fost, Ilie și Enoch. Noi toți suntem datori dacă Domnul nu va veni cumva în timpul vieții noastre. Fratele Cornel, am auzit lucruri nemaipomenite în seara aceasta, am fost uimit, sigur, și eu îl cunosc, eram copil la Micălaca, de atunci mi-aduc aminte și am încercat aici pe bancă, în timp ce se vorbea, să-mi imaginez multe scene și momente extraordinare. De fapt, dânsul a avut un aport foarte mare, chiar în slujba pe care eu o am. Dânsul m-a provocat foarte mult și a insistat. Ce să spun, că am fost foarte mult cu dânsul, eram tânăr, la cercuri de rugăciune, într-o parte în alta, la biserici. De multe ori am adus oameni, îmi spunea frate Eugen, aveam anumiți prieteni care vesteau Evanghelia să-i aduc și la Micălaca și în sfârșit a trecut timpul, am rămas într-o relație foarte bună. Biblia spune, printre altele, prin Apostolul Pavel, zice, nu doresc altceva decât Hristos să fie proslăvit, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Ce frumos! Prin viața unui om, Dumnezeu poate fi proslăvit trăindu-L și reprezentându-L cu demnitate pe El. Să-L reprezinți cu demnitate pe Domnul, atunci El este proslăvit, iar la moartea cuiva, uitați, ne-a adunat pe toți și cuvinte nemaipomenite frumoase. Dar adevăratele laude, spune, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, acolo va fi adevărata răsplătire. Aici doar câteva lucruri așa, infime, mici. Doar atunci, în ziua aceea, va fi adevărata răsplătire. Eu zic de multe ori, Doamne, ce răsturnări de valori vor fi atunci. Valorile adevărate, atunci le vom vedea. Dar și aici, și aici mai vedem noi. Mă gândeam, printre altele, înainte de a minti câteva lucruri, ce l-a caracterizat în mod special pe dânsul? Trei lucruri, în mod deosebit, multe, dar trei în mod deosebit. În primul rând, fermitate, în al doilea rând, autoritate și un al treilea lucru, consacrare. Fermitate. A fost un om ferm. Așa era menționat și așa este. Dânsul nu-i plăcea să facă multă gălăgie în jurul dânsului, dar era un om care atunci când a avut o călăuzire, s-a ținut de ea și a mers înainte și a înaintat. Vedeți, există oameni care cu pași mari merg și cu multă, uneori fac și gălăgie mult în jurul lor,
și nu ajung departe. Dânsul a avut cadența lui. Fratele Cornel a avut o cadență și și-a păstrat-o până la capăt. Unii ori obosesc, unii s-ar putea să obosească pentru că ori luat un elan prea mare la început și în timp obosesc. Alții au rămas în urmă. Nu-i bine nici în urmă, nici înainte. Să ai cadența pe urma pașilor Domnului, așa era menționat. Un al doilea lucru, autoritate. Nu poți să ai autoritate dacă nu ai fermitate. Autoritatea nu este dată de voce sau, eu știu, de a fi un om de ceartă, nici pe departe. Dânsul a avut un ton așa, dar pe tonul pe care l-a avut, a avut autoritate. Și nu l-a lăsat. O știut că ăsta este adevărul și așa trebuie, a avut autoritate. De fapt, un om ca să aibă autoritate trebuie neapărat să stea sub autoritate. Nu poți să ai autoritate dacă nu stai sub autoritate. Peste cei mari sunt alții și mai mari și peste toți stăpânește și guvernează Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvinteze toți lucrătorii. Amin. Vedeți, în asemenea împrejurări, Domnul se proslăvește pentru că ne vorbește și nouă. Pe de o parte, uitându-ne retrospectiv în urma anilor, să putem constata dacă pe noi ne-ar fi chemat Domnul, cum eram? Că oricare, o vârstă frumoasă. Și o să amintesc ceva, îmi place. Era vorba aici de Avram, de Isaac, de Iacov. Ce frumos! Să ai ani mulți, dar în același timp să nu fii povară, să fii lucid, să ai cuvinte articulate până în ultimă clipă. Să ai sfaturi de care cei din jur să asculte și să le aprecieze. Asta e un lucru mare, e o mare binecuvântare. Dânsul a fost pregătit, să știi, să plece acasă, avea pace și liniște în suflet. Eu am văzut oameni tulburați, frământați, norabul liniște. Oameni pe care i-au mustrat conștiința, cugetul, dânsul a avut liniște până în ultimă clipă. Cineva spunea printre altele să nu ieși niciodată la pensie, ci doar să-ți schimbi ocupația. Doar să schimbi ocupația. Ce frumos, dânsul și-a schimbat-o. S-a dedicat și acasă și-a lucrat. A fost un om, fermitate, autoritate și consacrare. A fost consacrat lucrării la care Domnul l-a chemat. Ce frumos să rămână lucruri plăcute în urmă. Știți, și de acolo a fost amintit versetul acela 9 din Ieremia 15, soarele apune. Acolo spune când este încă ziua. Dar ce frumos despre Avram de bunoară, Biblia spune în Isaia capitolul 51, versetul 2, spune: uitați-vă la părintele vostru Avram. La el să ne uităm, dar ne uităm și la sfârșitul, că așa spune Biblia, la sfârșitul felul lor de viețuire și urmați-le credința. Și reamintesc despre Avram și se potrivesc aici, să știți foarte bine în această zi ceea ce era deja menționat. Spune în capitolul 15, în două locuri vorbește despre Avram, capitolul 15 de bunoară, spune aici așa: tu vei merge, versetul 15, tu vei merge, aici Dumnezeu îi spune, vei merge în pace la părinții tăi. Ce frumos să te duci în pace. În pace. Relație bună cu Domnul, aia înseamnă pace. Relație bună cu familia, relație bună cu biserica. Atunci ai pace. Tu vei merge în pace la părinții tăi. Vei fi îngropat după o bătrânețe fericită. După o bătrânețe fericită, 88 de ani, 89 peste două luni. Frumoasă vârstă, când Biblia spune, vârsta omului este de 70 de ani, iar pentru cei mai tari de 80 de ani. Dânsul o depășit vârsta celor mai tari și-o putut să se poarte, o putut să vorbească, o putut să lucreze, nu s-o simțit, nu a avut această înțelegere că este o povară pentru, din potrivă, și-o făcut datoria până la capăt. În capitolul 25, tot de aici din cartea Genesei, foarte frumos în dreptul lui Avram spune Biblia, zice versetul 78, iată zilele anilor vieții lui Avram, el a trăit 175 de ani. Avram și-a dat duhul și a murit după o bătrânețe fericită. Ce frumos să mori fericit. Bătrânețe fericită, înaintat în vârstă, sătul de zile. Oricât l-ai sluji pe Dumnezeu și oricum ai fi, îmbătrânești. Instinctul de conservare, dorința de a rămâne tineri, tari, frumoși, există în noi. Dar nu, legea e alta. Asta a hotărât-o cel prea înalt, aici pe pământ. În virtutea hotărârii lui noi îmbătrânim.
Dar, zice, sătul de zile. Omul lui Dumnezeu, în final, și îl ne duce până acolo încât și noi să ne săturăm de zile. Și Domnul l-a dus acasă, vom vedea ce înseamnă moarte. Apoi Biblia vorbește de Isaac, nu mai citesc, și apoi vorbește de Iacov, era menționat aici. Ce frumos, viața aceasta s-o trăiești în așa manieră încât să nu ai regrete, să nu-ți pară rău. Sigur, nu înseamnă că am fost desăvârșiți, nici pe departe. Nu am fost desăvârșiți, dar cât o atârna de noi, cât am știut, cât am putut, ne-am făcut datoria. Cu toată inima ne-am pus în slujba lui Dumnezeu. De aceea, în această zi, doresc Dumnezeu să mângâie familia. Familia poate să fie plină de bucurie, nu de întristare. A scăpat fratele Cornel de durere. Noi încă suntem într-o lume imperfectă. Dânsul s-a dus într-o lume desăvârșită, absolută. S-a dus deja. Spune Biblia, pentru cel neprienit, cărarea vieții duce în sus, ca să-l abată de la locuința morților care este în jos. Biblia ne spune cu privire, aici foarte frumos spunem, Psalmul 116, care era citit aici, astăzi, aș vrea să reamintesc, să menționez, zice, întoarce-te suflete la odihna ta, nu trupul, trupul din țărână ieși în țărână, te vei întoarce, țărâna se duce în țărână, dar sufletul nu. Zice, întoarce-te suflete la odihna ta, căci Domnul ți-a făcut bine. Au zis, Domnul, i-a făcut bine dânsului, că l-a scăpat de un trup de neputință și într-o lume perfectă. Tu mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, auziți, de-aia Domnul Iisus, cine crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi. Și cine crede în mine, nu va muri niciodată. Așa a spus Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan. Astea sunt promisiunile Domnului. Păi noi le credem. Sunt cuvinte cu greutate, cu valoare. Ochii din lacrimi, picioarele de cădere. De aceea voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii, nu pe pământul celor morți. Unde sunt spitale, unde sunt cimitire, unde sunt neputințe, nu, într-o lume perfectă. Iar versetul 15 încununează psalmul 116, scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Noi nici nu realizăm. Auziți ce spune Biblia? La moartea unui om care l-a slujit pe Dumnezeu, Biblia spune foarte frumos în Luca, în capitolul 16, auziți numai ce spune aici. Zice aici, cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Asta e Noul Testament. Cum? Nu în locuința morților care este în jos, nu în locuința morților. Biblia spune că omul lui Dumnezeu, încă o dată, a fost dus în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-a îngropat. Și pe când era el în locuința morților, bogatul nu l-a avut pe Dumnezeu. Nu a fost altruist, nu s-a rugat, nu s-a gândit la Dumnezeu. O crezut că totul este aici în viața aceasta. Și aici știm ce frumos vorbește Avram, că morala este în versetul 30. Nu părinte Avram, a zis el, și dacă se va duce cineva din morți, se vor pocăi. Acolo a știut că trebuie să pocăiască, dar a fost tardiv, târziu. Viața aceasta ne-a fost dată de Dumnezeu să ne pocăim, să o trăim frumos după voia Lui, să-L credem pe El și să-L proclamăm, să-L proslăvim pe El, să-L reprezentăm cu demnitate în viața aceasta scurtă și trecătoare. Cu privire la moarte, auziți numai ce spune Biblia în 2 Corinteni, spune aici în capitolul 5, foarte frumos, așadar, versetul 6 din capitolul 5, noi întotdeauna suntem plini de încredere, știm că dacă suntem acasă în trup, în viața aceasta, în trupul acesta, pribegim departe de Domnul. Pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Și acum versetul 8. Dar suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Auziți? Când moare un om, îngerii, delegația de îngeri vin și îl duc într-un loc extraordinar. Sufletul la odihnă, acolo într-o bucurie nemaipomenită. Și aici spune, ne place să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Dar mai citim și alt verset, să vedeți că așa este. Suportul este în cuvânt. Filipeni, capitolul 1, versetul 21 spune, căci pentru mine a trăi, asta numai în acest context e așa, pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Ce frumos, așa să trăiești?
Doamne, dacă trăiesc e Hristos, să-L reprezint pe El. Să trăiesc și să umblu pe urma pașilor Lui. Să-L reprezint, cum spune în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 5 și versetul 6. Cum a fost El în lumea aceasta, așa să fiu și eu, să fiu și eu, să fii și tu, să fim și noi. Zice, dar dacă trebuie să mai trăiesc în trupul acesta, zicea Pavel, face să trăiesc. Nu știu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos. Au zis, moari și te duci și ești împreună cu Hristos într-o lume desăvârșită. Căci ar fi cu mult mai bine. Dar pentru voi, zicea Pavel, este mai de trebuință să rămân în trup și sunt îngredințat și știu că voi rămânea cu voi și voi trăi cu voi toți pentru înaintarea și bucuria credinței voastre. Și apoi, sigur, sunt și alte texte. Mai citim unul din 2 Timotei, capitolul 4. Spune aici, versetul 6, căci eu sunt gata. Ce frumos! Fratele Cornel a fost gata. Liniștit, sunt semne pe care le vedem și noi. Un om care are pace, are liniște, are bucurie, nu și-a pierdut bucuria. Astea sunt elemente extraordinare, care vorbesc grăitor. Spune, eu sunt gata să fiu turnat ca o jerfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Auziți ce este moartea? O plecare. O plecare a sufletului, a omului spiritual, a personalității omului, adevărata personalitate, care nu este ștearsă, nu e anihilată, ea este, sigur, din momentul acela, în mod special, e conturată și rămâne veșnic. Zice, clipa plecării mele este aproape. El spune, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în ziua aceea, cununa răsplătirile, nu le primește cineva când o trecut în veșnicie. Toți împreună le primim în ziua aceea. Biblia spune că toți ne vom înfățișa și vom trece prinaintea scaunului de judecată al lui Hristos. Dar nu să fim biserica Lui, slujitorii Lui, cei ce L-au și-or trăit cu Domnul, nu ca să fie judecați, osândiți, ci ca să fie răsplătiți. Și răsplătirile, să știți că vor fi diferențiate. Unii vor să luci ca cerul, zice Biblia, alții ca stelele. Chiar o stea se deosebește în strălucire de altă stea. Isaia spune în capitolul 62 și 66, iată că El vine, plata-i cu El, răsplătirile merg înaintea Lui. În ziua aceea El va spune omului până și gândurile lui. Și pentru aceea Dumnezeu răsplătește. De aceea, încă o dată, pentru familie, Dumnezeu să o întărească. Urmați exemplu fratelui Cornel. Apropiați-vă de Domnul, că viața, parcă ieri eram un copil. Mi-am adus aminte cam de 55 de ani. Cu 55 de ani în urmă mi-aduc aminte deja. Aveam pe atunci 9 ani. Dar cam de la 7-8 ani deja mi-aduc aminte foarte bine așa în biserică multe lucruri. Și stăruințele, și rugăciunea, și școala biblică, toate mi-aduc aminte. Fratele Cornel în vremea aceea mai dirija orchestra. Era și cu în domeniul muzicii implicat. Și multe lucruri mi-aduc aminte. Și cum s-au dus anii, parcă nu e adevărat. Mai vorbesc uneori cu soția, mă uit în urmă, Doamne, dar zic, unde sunt anii? Unde sunt anii? 64 de ani, nu sunt așa mulți, alții au mai mult, dar oricum s-au dus, s-au zburat. Viața omului, zice, e ca un sunet, ca iarba, ca un abur, ca un vis la deșteptare. Știți de ce zice ca un vis la deșteptare? Vezi veșnicia și parcă, Doamne, unde este viața? Visez câte un vis, te trezești, a fost un vis interesant și vrei să-l scrii imediat și nu mai știi nimic, l-ai pierdut. Exact așa e viața. Vreau în final să amintesc ceva, pentru că au fost amintite multe lucruri frumoase în această seară. Când este luat cel neprihănit? Când îl ia Domnul pe cel neprihănit? Avram, Isa, Iacov, un slujitor al lui Dumnezeu, credincioșii lui care îl slujesc pe Dumnezeu, când este luat acasă? Este luat acasă atunci când se împlinesc zilele de slujbă. Când se împlinesc zilele de slujbă, Dumnezeu îl cheamă acasă. Spune Biblia despre Zaharia, Luca, capitolul 1, versetul 23. Când s-au împlinit zilele de slujbă lui Zaharia, s-a dus acasă. Să știți, atunci ne ducem acasă. Când zilele de slujbă a lucrării pe care fratele Cornel a avut-o și acasă, sigur, slujba la biserică aici s-a încheiat-o la timp,
Și-a rămas liniștit în continuare și în familie și acasă, dânsul și-a făcut lucrarea. A avut în continuare lucrare, sigur, în sfera familiei și a celorlalți. Când îți împlinești slujba? Un al doilea lucru. Omul neprienit este chemat acasă, se duce în veșnicie, când Domnul dorește, voiește. Când El a hotărât, e o taină. Când Domnul a voit să-l ridice pe Ilie la cer, atunci l-a ridicat. Când Domnul dorește să ne duce, vedeți, Apostolul Pavel spune, fraților, eu nu cred că l-am apucat. El s-a luptat. Știți, tata, mi-aduc aminte, tata a fost un om cu multă dorință și s-a rugat mult și el a crezut că în timpul vieții lui Domnul va veni. Eram copil și mereu ne pregătea și ne spunea că Domnul va veni în timpul vieții și ce vreau să spun la Domnul, anii sunt altfel, oricum noi trăim zile din urmă. Când Domnul dorește și noi nu știm taina aceasta, câte zile le avem fiecare. Când Domnul dorește, atunci noi ne ducem acasă. Un al treilea lucru, când standardul celor neprieniți este cel mai bun. Când avem standardul cel mai înalt spiritual, Domnul este cel ce ne duce acasă. Eu doresc, Doamne, ajută-ne să ne apropiem de Tine. Nu ne putem apropia de Domnul decât prin cuvânt, prin rugăciune, prin părtășie la casa Domnului, printr-o relație bună cu cei din jur, din familie și din biserică și așa mai departe. Numai asta e filiera, modalitatea de a ne apropia de Domnul. Și apoi un al patrulea lucru, când îl mai duce pe cel neprienit acasă? Știți când? Când există un real pericol pentru el. Noi nu vedem pericolul de multe ori. Știți că lui Ezechia, Domnul i-a spus, puneți casa în rânduială. Nu vei mai trăi, ci vei muri. Și Ezechia s-a rugat, a venit înaintea Domnului. Dacă murea atunci, când Domnul a hotărât, rămânea nemaipomenit. Despre Ezechia s-a spus, o reformă extraordinară a făcut în Israel. Dar a rămas o pată după aceea. El s-a rugat și în final Domnul l-a ascultat. Dar Domnul, dacă îl ducea atunci când a dorit prima dată, sigur Ezechia rămânea un model în toate domeniile. Când există un real pericol pentru omul lui Dumnezeu. Îmi place despre oamenii lui Dumnezeu, zice, în vremea aceea, despre Tabita de bunoară, fapte capitolul 9, făceau mulțime de fapte bune și milostenii. În vremea aceea s-a îmbolnăvit și a murit. Eu m-am gândit, Doamne, ce frumos să îl duci acasă pe cineva, pe un credincios, un copil al Tău, atunci când standardul lui este cel mai înalt. Pentru că Dumnezeu este Cel ce vede și viitorul nostru. Timpul a trecut, s-a scurs, s-a spus lucruri frumoase. Frații au avut gânduri, unele s-au repetat, oricum au fost biblice. Eu în final doresc Dumnezeu să întărească familia Borlovan, pe toți cei polarizați în această familie, care aparțin de familie, și apoi biserica din Micălaca. Domnul să o binecuvinteze. Doamne, ce dorim este să slujim Ție. Să călcăm pe urma pașilor Tăi și a înaintașilor noștri, iar în ziua aceea să ne putem întâlni cu toți împreună. Și acolo să fim nu într-o lume mărginită, înconjurați de neputință și imperfecțiune, ci într-o lume perfectă și desăvârșită și să fim pentru totdeauna cu Domnul. Domnul să ne binecuvinteze! Frați și surori, am început cu rugăciune, dorim tot cu rugăciune să încheiem și părtășia din seara aceasta. Domnul ne-a vorbit scopul serilor de priveghi. Priveghi înseamnă timp de meditație. Cel mai bun timp de meditație este într-o asemenea seară când putem fiecare în dreptul nostru să medităm și apoi să luăm hotărâri. Vrem să-i și mulțumim Domnului pentru ce ne-a dăruit și pentru ce va dărui în continuare mâine seară și apoi vineri la mormântare. Vrem să încredințăm familia în mod special pentru noaptea care urmează și pentru zilele care vor urma în mâna Domnului, ca Domnul să-i întărească. Și apoi Domnul să rămână stăpânul nostru, ne vom ridica cu toți în picioare. Și prin fratele Moise Ardelean venim în rugăciune, mulțumim Domnului și încredințăm în continuare viața noastră și în mod special viața familiei în mâna Domnului. Amin.